Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Eu sunt un fel de multitasking robot. Sunt mama, sunt dansatoare, sunt antrenor de dans, sunt soție și mama e, cred că, egal cu un fel de multitasking robot. Cred că asta sunt eu. Fac de toate. Astăzi am să pregătesc șefilor o supă tradițională poloneză, care se numește Jurek. Eu m-am născut în Polonia, într-un oraș micuț, undeva la Marea Baltică. De dans m-am apucat când am avut 10 ani. Pur și simplu îmi placea și asta am vrut să fac. Nu a avut nicio importanță locul care iau la concurs. Era important să fiu acolo și atât. Eu cu Mihai ne-am cunoscut în Moldova, unde am dat o probă la dans. La două zile el m-a sunat și mi-a spus că el vrea să vină în Polonia. Și după o săptămână Mihai era deja la mine acasă. Am stat împreună un an în Gdańsk, după care am hotărât să ne mutăm în București. Recunosc că ne-a fost foarte greu, pentru că amândoi eram super perfecționiști. Și atunci de acolo să cumva să aprindeau niște momente de conflicte și mici certuri, pentru că Mihai nu e un om chiar foarte simplu. Cere foarte mult de la el în primul rând și atunci cumva făcând pereche și în dans cu el, trebuia să te ridici. Chiar au fost multe momente în care ne-a fost greu, pentru că dansul nu este chiar un sport foarte ieftin. Da, viața, bineînțeles că nu e roz, dar depinde foarte puternic cât de mult dorești să ai ce visezi. În 2001 am înființat școala noastră. Până atunci am fost la o groază de concursuri. Cred că cel mai important concurs care mie mi-a rămas în minte era Cupa Mondială de Latino și am fost prima pereche din România care a intrat în primele 50 de pereche în World Ranking. Dansul, știu că sună așa clișeului, dar chiar e toată viața mea. Eu prin dans am cunoscut pe soțul meu și de fapt de când am împlinit 18 ani suntem împreună. Na, asta nu e o mâncare chiar foarte fancy, adică gen nu se servește cu floricele. E o supă în care avem și cărnați, hrean, în care avem borș, usturoi. În Polonia se spune că este o supă săraciei. Acum am să pun ou în fiecare castron, pentru că așa se servește supa asta. Mi-e un pic teamă, sincer, pentru că știu cât de exigenți sunt și cumva mi-ar plăcea să le placă ce le pregătesc. Măciucă, ce ne aduci? Băi, hai mă, dă-ne ceva să mâncăm ca lumea, că mi-e foame. Un șnițel vienez mare și... Oh my God, șnițel vienez. Dacă Florin vrea ceva, eu aduc. Zi, Florin, ce vrei? Cartofi prăjiți cu ciocolată. Cu ciocolată, aia sunt, gata. Ciocolată din aia cu alune sărate mici. Fix așa e, deci nu știu cum ne-ai merit, fix așa ți-am adus. Băi, miroase a gogoș. Gogoș? Da. Gogoș! A gogoș miroase. Are gogoș toată ziua. Ce gogoș, mă? Și cu... Wow! Ia uite, bă, ce e aici. Stai, mă, ce e la interior? Știi ce ou. Ou, am și zis afumătură de ce îmi plouă în gură. Oprește-te, Dumitrescule. Afumătură de ce îmi plouă în gură. Cârnați. Ia să vedem dacă le place. Și asta, bă, băiete, din ou așa fac. De unde, Doamne, iartă-mă, eu știu, am mâncat chestia asta, nu mai știu unde am mâncat. Asta e, astea sunt hrenzele. Un fel de chifteluțe de cartofi. Nu chifteluțe, un fel de clătituțe de cartofi. Noi le mănânci și pasta cu ciorbă? Nu cred, cred că-s două chestii separate, mă. Nu. Cum nu? E aceeași. Adică mănânci asta cu ciorbă? Nu cred. Bă, dar ce mâncare e asta, frate, că n-am dat nu de ea. Nu cred. Mie mă din la voi din Oltenia, că acolo să bagă ciorba în pâine. Treabă, unde mă? Mai nebunit să bagă ciorba în pâine peste tot. De la usturoi și de la acritură, te duci un pic spre ciorba de burtă. Măi, mănânca, cred că mănânca totul acolo. Zici că e treaba asta e făcută cu borș. Bă, iacră, iacră de bune. Da. Iacră de la, știi ce, tarhon murat. Nu e tarhon, este maghindran. Asta e mâncare de bărbat. Da. Pe grăsime mult așa, pe cârnați, ouă. E un nene de la care a fost la coasă la Maramureș. Da, ouă fierte așa în ciorbă, mă. Bă, știu că de la găină mai băgai ouăle, știi, când mai găseai în găină.
Da, dar erau alea crude. Erau alea crude, dar astea și iau ou fiert, să-l tai pe jumate, să-l pui în ciorbă. Mă bucur foarte mult că a venit farfuria asta. Este senzațională la gust. Are ceva, o combinație între ciorbă de burtă. N-are nicio treabă, frate, oacă, dar avea ceva. Dar e jur, e senzațională. Iar mușdeiul ăla care l-a dat pe hrenzele e... Mamă, mamă, mamă. E foarte bună. Ce uite-l pe ăsta cum mănâncă, mă. Băi, mi-e foame de mor, deci asta e prima masă pe ziua de azi. Bună seara! Bună seara! Sărut mâna, Elvira! Hello! De acolo știu! Da? De acolo, de acolo știu că am mâncat-o în Polonia, mam. Da. E o supă foarte veche și tradițională în Polonia, la care tot folosim și borșul. Da, să știi că am mâncat chestia asta în Polonia, într-o Crăciun, în Poznan, senzațională. Noi nu eram pâine. Să știi că sunt foarte multe feluri de a servi supa asta. Senzația. O poți pune în pâine, o poți pune împreună cu cartofi fierți, o poți servi cu piure, cu hrean. Ok. Dar m-am gândit ca piure cu hrean și supa nu o să, până o să fie la... prea șocant pentru era voi. Bun. Hai să nu mai vorbim de mâncare, hai să vorbim despre tine acum. Ce faci? Cum treci peste pandemie? Fac foarte bine, suntem foarte bine cu toată familia, și fetele, și Mihai. Încercam să facem fața pandemiei, tot lucram. Cumva norocul al nostru este că lucram cu copii care fac performanța. Ei sunt foarte dornici să danseze în continuare. N-au fost pe ringul de dans de foarte mult timp. Și energia lor cumva te încarcă și pe tine. Păi și cum reușiți să faceți asta? Online? Cum o faceți? Nu, puteam lucra în sala, da. Pentru că ei fac performanța, adică sunt sportivi de performanță și atunci... Da, deci se consideră sport de performanță și pot să fac asta. V-a plăcut? Nu știu. Mai avem până acolo. Nu știu. Ce le gătești copiilor? Ia zi-ne, Mira. Le gătesc de toate, dar sunt foarte așa, cumva limitată, pentru că avem un copil mic de 2 ani, o fetiță mică și de ceva timp m-am hotărât să fac numai o singură bucătărie acasă, pentru că până acum găteam pentru ea separat, dar tot trebuie să țin cont de faptul că ea e încă mică și că nu pot să-i dau chiar toate ingredientele. Da, normal. Pe lângă asta am și pe Mihai, care e. Mănâncă mult și de toate, iar Catinca are multă alergie alimentare. Are alergie la proș, la drojdie, la secară, la portocale, la multe alimente și atunci trebuie să le evit cumva și acolo e un pic mai dificil, pentru că fiecare are câte o cerință. Deci tu ai o listă, tu ai o listă cu ingredientele de care n-ai voie să te atingi, că... Și trebuie să faci. Da, cumva deja am învățat să le evit și am învățat să le înlocuiesc. Adică, de exemplu, roșii înlocuiesc cu pasta de ardei. Pâine fac singura acasă cu Maia, pentru că ea nu poate să mănânce drojdie. Și când ai timp și de școală și de gătit copii acasă? Organizare. Organizare. Bravo. E greu, e dificil. Bravo. Pentru că ele au și vârstele diferite. Cea mică e mica, e tot timpul la picioarele ale tale și mereu face cât o prostioare. Chiar săptămâna trecută pregăteam, a luat pentru turta dulce și ea a luat o bucățică de unt și a mazgălit tot televizorul. Mă, ce frumos. Face numai prostioare. Dar cum reușești să te menții așa? Ești la fel de când te știm noi. Păi lucrez mult, adică eu de obicei lucrez după masa și seara și ajung acasă la ora 11 și nu mai mănânc. La ora 11, ce să mănânc? Elvira, mie mi-a dor să vă văd pe tine și pe Mihai dansând. Cum dansați voi, wow! Da, să știi că și nouă ne e dor de ringul de dans, ne e dor de scena. Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.